Ați văzut pe case, că scrie pe unele case, scrie o tablă, ea e tablă, scrie pe bucățele de tablă, scrie proprietate, gol, corporațion și ăsta, care au cumpărat căzi de la oameni, știți? Noi câțiva care suntem în asociație, asociația asta al Bunului Maior, noi am pus ăsta afișul că această casă nu este de vânzare, nu vând casa, ca să știți, nu mă deranjează unul și altul. Să nu mai tot vie să mă deranjeze, că nu vând casa, că nu vin să fotografieze, nu vin ca să negociez cu ei. Nu, domnule, eu n-am ce negocia. De ce nu vreau? Pentru că eu am muncit pe asta casă o viață întreagă, casa asta am muncit o viață întreagă și vreau ca să o păstrez, să o am la bătrânețe, să stau în ea. Eu nu mă duc la ora să stau în bloc, să răd frig, sau să-mi bocănească unul și altul în cap, sau în cap, sau la perete, sau așa mai departe. Eu vreau să am liniște. Asta e munca mea, e proprietatea mea, dreptul meu, legal și cu asta... Nu. Să rămâne la copii moștenire, la nepot, la ăștia.